stimați iubitori de muzică, iubitori de muzică bună! Crăciunul este pentru fiecare dintre noi motiv de bucurie, motiv de comuniune, motiv de liniște. Și cred că niciun Crăciun nu ar fi complet fără colind, fără muzică sensibilă, fără muzică de suflet. Bine ați venit la concertul din această seară, organizat de Primăria Orașului Comănești, reprezentată de domnul primar Viorel Miron. Împreună cu Casa de Ajutor Reciproc Prietenia, președinte primar și director economic Silvia Croitoru, alături de Consiliul Director și toți angajații acestei instituții. Un concert de asemenea amploare nu poate avea loc decât într-o sală pe măsură, de aceea mulțumim pentru găzduire Centrului de Agrement Trotu și Ionuț Iftimoaie Comănești. Vă vor cânta și încânta în această seară Orchestra Filarmonicii Mihai Jora din Bacău. Noastră maestru Juan Catarel din Spania, pe care și-a făcut la voastră, de soprana Gabriela Iștoc, soprana Gabriela și de soprana Gabriela Iștoc, clasele de balet ale Colegiului de Artă George Apostu Bacău, profesor Simona Baicu, profesor Gheorghe Gozar. Ați ascultat în deschidere A Christmas Festival de Leroy Anderson, iar în continuare ne vom bucura de Valsul Fulgilor de Nea de Tchaikovsky în interpretarea Orchestrei Simfonice și a Baletului. Apoi vom asculta Dans Rănesc de Constantin Dumitrescu. Mulțumesc.